localitatea Cuza-Voză de aici, o operațiune de salvare ad hoc care a fost demarată în urmă cu aproximativ 30 de minute, care este în plină desfășurare pe această zonă, în această zonă, undeva în spatele meu au rămas izolate numai puțin de 4 persoane și le povesteau oamenii de aici, localnicii, faptul că sunt oameni care stau pe un podeț care, cel puțin până în momentul de față, nu a fost acoperit de jupoarele de apă încă de azi noapte de la ora 2. Sunt și pompieri, salvatori, oamenii aceștia, vă spuneam, au venit cu o barcă, cu motor, un motor destul de puternic pentru a nu fi de asemenea luați de apă și încearcă undeva în spate, vă arătam ceva mai devreme, inclusiv imagini surprinse alături de ei, încearcă să salveze cele 4 persoane. Am încercat cel puțin vizual până în locul unde, de care ne-am putut apropia să vedem dacă starea lor de sănătate este bună, vedeam că au reușit să ia cu ei bidoane mari de apă și ceva merinde, tocmai pentru a reuși cumva să supraviețuiască până în momentul în care salvatorii ajung la ei. Și nu este singura operațiune de salvare de acest gen, o operațiune de salvare extrem de grea, sunt 10, dacă nu chiar sute, doar la nivelul județului Galați, care a fost cel mai grav afectat de aceste vinturi. Sunt pompieri care intervin atât în Pechea, în continuare, vedeam imagini, o să le vedeți și dumneavoastră în orele imediat următoare, dar și în Cuza-Vodă sunt foarte mulți oameni care în continuare sunt blocați în locuințele lor, iar pompierii nu pot ajunge la acești oameni dacă nu folosesc bărci, fie bărcile care sunt în dotarea instituțiilor, fie bărci ale localnicilor care au încercat și încearcă în continuare să dea o mână de ajutor în toată această perioadă. Inclusiv un elicopter al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost trimis tocmai pentru a survola toată această mare de apă, pentru a vedea unde sunt persoane izolate și automat pentru a reuși, centralizând toate aceste date, să trimită salvatorii către aceste persoane. Mulțumesc foarte mult, Laurențiu. Cea mai gravă situație, doamnelor și domnilor, este în acest moment în localitatea Pechea, tot din județul Galați. Acolo, vă reamintesc, un bărbat și-a pierdut viața, iar 10 de localnici au rămas izolați. Haideți să vedem imaginile. Am o bătrânică de scos de aici, mama mea. Disperați, localnicii din Pechea au sunat neîncetat la 112 și au cerut ajutor. Pentru un bărbat din localitate nu a mai putut fi făcut însă nimic. Când au ajuns pompierii la el, era deja mort. Vecinii ar fi declarat că victima era imobilizată la pat și a murit înecată. În unele zone, apele care au inundat casele localnicilor sunt de aproape 2 metri.